Copiii din parohia Lada au avut parte de o zi memorabilă astăzi alături de jandarmii telormâneni. Jandarmeria română este în sărbătoare în această perioadă, așa că și inspectoratul de jandarmii județean general de brigadă Ioan Bunoaica Telorman aniversează cei 131 de ani de la înființarea jandarmeriei rurale printr-o serie de evenimente. Unul dintre acestea a fost ziua porților deschise organizată pentru copiii din parohia Lada. Deși afară este norat, astăzi am deschis porțile pentru copii din parohia Lada pentru a marca cei 131 de ani de la promulgarea legii jandarmeriei rurale prin decretul numărul 2919 din 30 august 1893. Vom petrece timp prețios alături de copii și încercăm să le arătăm doar o parte din activitățile jandarmilor. Le mulțumim pe această cale că sunt alături de noi și ne dau posibilitatea să petrecem această zi împreună. Arma jandarmi are o bogată tradiție militară și reprezintă un tezaur de înțelepciune și voință, fiecare jandarm având obligația să se implice în mod continuu în activități voluntare ce vin în sprijinul comunității locale.